amplă operațiunea de salvare a unei turiste care a alunecat și a căzut pe Valea Albă. Salvamontiștii se luptă chiar în aceste momente să o recupereze. Înțeleg că tânăra este rănită la umăr. Aflăm mai multe informații de la șeful serviciului Salvamont Bușteni, domnul Gheorghe Haiduc. Bună ziua, ce ne puteți spune? Bună ziua! Da, ne aflăm în deplasare către locul în care s-a produs accidentul. Una din echipe este foarte aproape, cea care a plecat după platoul Bucegi. Noi am plecat din oraș. Se pare că tânăra a suferit o fractură, pentru că în acest moment prezintă stare de vomă și are frisoane. Se află într-o zonă pe zăpadă, într-o zonă greu accesibilă. Încercăm să ajungem acolo. La fel de bine am făcut solicitare și către un elicopter al serviciului SMURD și să sperăm că ne va putea ajuta, sau mai bine zis, să sperăm că va putea intra în acea zonă să recupereze, rănita. Înțeleg că accesibilitatea este îngreunată de felul în care arată zona, nu de condiții meteo sau alte asemenea lucruri. Da, condițiile meteo sunt variabile, sunt mari porțiuni din timp în care vizibilitatea este bună și accesul ar fi facil. Acesta, în schimb, alternează și cu perioade mai puțin bune când apare ceața, dar să sperăm că într-un astfel de moment se poate face recuperarea. Dacă nu, vom acționa conform procedurilor noastre și în această seară o vom aduce și vom preda ambulanței. Mult succes, vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați dat, domnule Haiduc.